Iată-ne prezenți, dragi prieteni, în această zi de 20 iunie. Vreau să începem, cum nu facem aproape niciodată, cu o știre mondenă, de fapt cu o declarație din lumea mondenă care ne-a venit așa pe suflet, pur și simplu, pentru că rare ori mai dăm peste așa ceva. Epoca asta a romantismului în presă și în general în domeniul artelor a trecut. Astăzi vorbim despre averile politicienilor, despre tot felul de posibile alianțe, despre cine ne fură, cine ne cumpără. De asta mi s-a părut un pic ieșită din lumea la care facem referire noi, dar până atunci sigur că face plăcere să îi le transmit salutul nostru vâlcenilor. Iată, am primit la redacție pentru prima oară Vâlcea de azi, anul 1, ediție pilot. O publicație care urmează să apară în perioada următoare. Este episodul pilot, adică așa cum ne-am obișnuit în lumea filmelor și serialelor, avem întâi o avanpremieră și pe aia, dacă ne place, ne uităm sau citim mai departe. Vâlcea de azi, înțeleg că este produsul unui colectiv de tineri jurnaliști care vor să se apuce de treabă în momentul în care tiparul nu mai este la modă pe această piață, e adevărat. Ei vor să demonstreze, scrie aici Dumitru Negulescu, care este redactorul șef, vor să demonstreze că lumea modernă n-a omorât încă tiparul, adică presa scrisă. Un pic cam târziu, sigur, acum pe plan local pot fi făcute niște experimente. Nu știu cât să citește, însă. Ei spun că vâlcenii sunt entuziasti și că, până la urmă, forța cuvântului scris poate să triumfe. Și ne transmite faptul că ar fi onorați dacă le-am permite să publicăm în primul număr, la rubrica Portret de jurnalist, date despre activitatea mea personală și profesională, adică însoțite de un material la alegerea noastră. Pe, văd că l-aveți pe Negruțiu, pe ultima pagină, care semnează Florin Negruțiu, portret de jurnalist. În general, eu nu caut să apar. Deci, răspunsul sigur că nu este unul pozitiv. Puteți să scrieți ce vreți, dar nu intenționez să îmi plasez materiale pe nicăieri, dintr-un motiv firesc, pentru că nu consider că lucrez în direcția respectivă. Eu sunt aici. Dacă am ceva de spus, nu trebuie să scriu pe Facebook, pot să spun în emisiune, nu vreau să mă exprim în alte părți. Am tot avut invitații de la toate televiziunile să mă duc în emisiuni, la posturi de radio, și așa mai departe, că e așa amicul meu pe care îl salut pe această ocazie încoată, Mihai Mironică, mă tot bătea la cap să mă duc iarăși într-o emisiune la Pro X, ca invitat, desigur, dar n-am mai dat curs acestor invitații, pentru că, pur și simplu, e bine să stai într-un singur loc. Lumea, dacă vrea să te vadă, știe unde te găsește, dacă nu vrea să te vadă, nu e nicio problemă. Dar nu mai fac astfel de lucruri, nu mai scriu pentru ziare, deși am mai avut așa niște oferte, consider că nu sunt interesante și am trecut de capitolul ăsta. Sigur, l-am lăsat în urmă, am povestit la vremea respectivă cu oarecare regret, pentru că eu am intrat în presă ca să scriu, nu ca să fac altceva, nu ca să vorbesc la radio sau ca să apar la televizor. Consideram că aveam talent la scris și că puteam să fac o carieră din asta, ceea ce s-a și întâmplat, până la un punct. Însă, în momentul în care am considerat că nu mai merita să faci acest lucru, și pentru că, din punct de vedere financiar, ofertele nu erau la nivelul la care trebuia să fie, se știe foarte clar cum merge presa din România astăzi, n-am mai dat curs astfel de unor astfel de oferte sau de propuneri și am lăsat-o așa. Din momentul respectiv nu m-a mai interesat, n-am mai întors capul niciodată înapoi. Deci este un drum încheiat. În momentul când voi termina cu televiziunea, la sfârșitul acestui an, probabil, sau poate cine știe când, nu mă mai interesează presa.
Deci vreau să spun clar acest lucru. Am făcut datoria în domeniul ăsta cât am putut. Nu mă interesează cum mă judecă oamenii, spre deosebire de alte cazuri. Cazul meu este unul singular. Deci nu mă interesează părerea oamenilor în momentul în care mă voi retrage definitiv din presă. Mă interesează ce cred eu despre mine. Dacă mi-am făcut datoria, nu o să mă întind acum cu subiectul. Sunt mulțumit pentru anumite aspecte, mai puțin mulțumit pentru altele. Încă o dată, nu mă interesează ce crede lumea. Lumea nu mă percepe așa cum stau lucrurile. Și atunci asta mă interesează mai puțin ce cred colegii, ce cred foștii colegi sau ce crede publicul telespectator. Asta chiar nu mă interesează. Voi face singur bilanțul în momentul în care nu voi mai evolua în presă. Dar încă o dată aș lăsa acest domeniu în urmă fără regrete. Nu știu de ce m-aș apuca. Nu mi-am făcut planuri, eu nu sunt din ăla care să lucreze la mai multe capete odată. Tocmai de asta nu mă interesează, în momentul de față nu mă duc în altă parte, nu vreau să scriu, nu vreau să apar. Spune, nu mă interesează texte, să mă cunoască lumea sau să... Cine vrea să mă caute în arhive, am scris destule texte, câteva mii, în orice caz, la vremea respectivă. Mi-am făcut datoria față de publicațiile la care am lucrat și asta e tot. Dar încă o dată încurajez pe amicii noștri din Vâlcea, îi salutăm cu această ocazie. Negruțiu e băiat bun, am văzut că are un text pe ultima pagină, băiat deștept. Îl marginalizaseră un pic la Digi la un moment dat cu interviurile alea, îl băgaseră pe site. Da, e foarte bine că scrie și e de încurajat jurnalismul de caracter scris de oameni talentați. Da? Asta este singurul atribut pe care ar trebui să-l aibă jurnalismul. Și eu când am intrat în meseria asta, tolontan să ghida pe aceleași principii, sigur că a ajuns într-o altă sferă și n-am mai recunoscut acest lucru. Dar poate că la bătrânețe, când își va scrie memoriile, își va da seama unde a greșit și că dacă ar fi apucat-o pe drumul pe care vrea să o apuce odată și să baza într-adevăr pe scriitură, poate că presa ar mai fi continuat o vreme. Așa să ții lângă tine toți piloșii, da, toți profitorii, pentru că aveau spate și așa mai departe, a mers pe mâna unor cai morți la un moment dat și sigur că și asta a contribuit la căderea calității presei din România. Până la urmă și scrisul contează, nu numai marketingul, nu numai difuzarea, nu numai patronatul. Contează să fii și onest, să scrii bine, da, și să nu te perceapă lumea drept omul nu știu cui. Presa a pierdut, presa scrisă, în primul rând din acest motiv, pentru că ea nu a avut o verticalitate, n-are o demnitate a ei. Oamenii sunt cumpărați, râs de ei numai când le vezi numele în ziar. Ce mă interesează? Plătiți de tot felul de publicații. Puțini au independența aia la care râvneam noi în 97, atunci acel fabulos colectiv al Prosportului 97 care adunase practic toată crema scrisului din România, dar avea țelul ăsta, s-a destrămat în mai puțin de 2 ani. Exact ca un partid politic care, din cauza animozității, a conflictelor, da, și a săbiilor care nu puteau să intre mai multe într-o singură teacă, s-a dus de râpă până la urmă. Toți piloșii, toți impostorii, da, viermuiau pe acolo pentru că era o mare miză la vremea respectivă. O mare miză și noi credeam că vom ieși la pensie de la Prosport. E bine, lucrurile n-au stat deloc așa. Ne-am dat repede seama că ne ducem în gard fără niciun fel de probleme. Dar haideți să ne întoarcem la problemele noastre, să nu fim până la urmă destabilizați de astfel de acțiuni, pentru că nu fac obiectul acestei emisiuni. Și spuneam, n-ai cum să treci peste o asemenea declarație a Ioanei Ginghină. Știți că am vorbit și zilele trecute, era poza aia pe prima pagină în evenimentul zilei, cum că se desparte de Alexandru Papadopoul. A fost o mare relație, una dintre cele mai mediatizate, totuși doi oameni de un alt calibru decât ratații ăștia pe care îi vedem noi pe la Mondene. Doi actori, ea o telenovelistă dintre asta, Papadopoul era la un moment dat cel mai în vogă tânăr actor din România. Bine, s-au despărțit după 12 ani de relație. Ioana Ginghină are 41 de ani, au o fetiță împreună, Ruxandra, și iată ce declară fata pentru Libertatea în contextul în care acum este liberă. Bineînțeles că sunt deschisă să mă întâlnesc marea iubire. Dacă n-a fost Alexandru, cineva tot trebuie să fie și marea mea iubire, nu? Bineînțeles că îmi doresc. Am 41 de ani, sunt de modă veche,
Vreau să fiu cucerită, să fie pe romantism. Nu sunt panicată. Totuși, dragă Ioana, câteva sfaturi, așa, amicale, sigur că, fiind o sibiană, te prețuim la modul în care prețuim pe toți sibienii. În primul rând, nu se face public așa ceva. Noi credeam că e iubirea secolului între Ioana Gingine și Alexandru Papadopol, placidul actor, candidul Papadopol, pe care îl știam de-abia susura câte o replică într-o telenovelă, considerat, vă spuneam, mare actor pentru categoria lui. El n-a evoluat decât la Tineret Speranțe, un fel de Mbappé, dintre ăsta până în 20 de ani. Așa, cum să spui public că nu ți-ai găsit marea dragoste când tu ai stat 12 ani cu unul? Deci, haideți să o luăm așa. De la 29 de ani, așadar, și până la 41, fata asta a fost căsătorită cu același bărbat, care a deschis cariera, pentru că Papadopol era mai cunoscut decât ea, a făcut-o celebră în revistele de specialitate din România, au o fetiță împreună, deci rămâne ceva în urma lor. Toată tinerețea ei, toată maturitatea unei femei este între 29 și 41 de ani. Cum să spui că n-a fost marea ta dragoste? Aici, coată, sigur că e un subiect pe care marii filozofi al lumii n-au reușit să-l rezolve, dar poate fetelor ar fi mai bine să lăsați deoparte ideile astea, să vorbesc cu mama. Când te duci la mama și îi spui, mamă, divorțez, poți să-i spui între patru ori, dar să știi că nu l-am iubit. Vai de mine, dragă, dar cum? A, uite așa, mamă, nu l-am iubit. Acum mi-am dat și eu seama. Bine că mai am puțin timp înainte și că n-am ajuns la 70 de ani. Dar poți să-i spui lui maică-ta, dar nu poți să spui în presă. E urât pentru el, e urât pentru fetiță, e urât pentru căsnicia asta. Cum să îngrop 12 ani numai pentru că tu speri să dai peste unul? Și peste cine vei da fatul la 41 de ani? Peste unul de ăsta care are buzunarele pline de dovezi de prin politică? Vreun cărunțel de ăsta? Vreun, cum îl cheamă pe ăla? Vreun rege al asfaltului? Vreun gigel corbu sau cornu? Da? Peste unul din ăsta aștept să dai la vârsta ta. Cine te mai ia la 41 de ani pe romantism și pe... În ziua de astăzi nu mai există așa ceva. Așa cum nici femeile nu mai dau doi bani pe adevăratele relații, nici bărbații. Nu mai sunt cei de altă dată. Da? Din copilăria lui Robert Turcescu, de exemplu, când bărbatul îi cânta la, lângă vița de vie la mandolină unei fete toată noaptea ca să o cucerească, ca să o poată să o conducă până acasă. Au dus vremurile astea, totul e pe interes, astăzi mai există dragoste. Da? O, te mai ia nimeni pentru asta. O să te ia așa, pe încercate, să vadă dacă la 41 de ani mai corespunzi. Marea dragoste s-a dus. Stai liniștită. Așa că te duce unul astăzi la Hong Kong și mâine la Sydney și poi mâine te ia de nevastă la Las Vegas, să nu crezi în poveștile astea. Că poate pur și simplu are niște bani pe care vrea să-i cheltuie, da? Sentimentele sunt altceva. Bun, sigur că nu-i treaba noastră, da? Ne-a căzut așa un pic și nouă, destul de rău pe suflet, văzând o astfel de poveste pe care o credeam definitivă, o credeam eternă. Doi tinerei, la vremea respectivă, ea într-adevăr frumușică foc, că de asta a luat-o Papadopol. Vă reamintesc că și Victor Rebenciuc s-a căsătorit cu Mariana Mihuț din aceleași motive. Țin minte faimosul interviu când o proastă din asta care e critic de artă și de asta care vedea toate piesele de teatră, o simandicoasă dintre asta de doi bani, l-a întrebat la un moment dat pe maestru Rebenciuc într-un interviu după ce vorbiseră de teatru și de cinematograf, dar zice că căsătoria cu doamna, marea doamna teatrului românesc, Mariana Mihuț, cum a fost? Bănuiesc că v-a surprins cu talentul ei excepțional și... Și a oprit-o Rebenciuc și a zis, lui, eu am luat-o pentru că era frumoasă. Mă interesa că era talentată sau nu. Sigur, Mariana Mihuț a fost și ea tânără, e adevărat că pentru cei care n-au văzut-o decât în ultimii 20 de ani, e greu de crezut, dar a fost tânără. Am văzut și eu niște imagini de când era studentă la teatru și n-a arătat foarte rău. Deci asta l-a cucerit, evident, pe Victor Rebenciuc, nu faptul că era talentată. Asta cu talentul, da, e dacă vrei tu. E talentată. Dacă ție ți se pare că nu e talentată, atunci nu e. Deci, da, frumusețea, sigur, este până la urmă un ingredient esențial la o femeie. Nu pentru asta să duce bărbatul că mamă a dat-o, l-a dat pe Rebenciuc pe spate aia cum a recitat. Nu, nu e chiar așa. Dar, în fine,
De asta spuneam că sunt niște probleme abstracte pe care sigur că fiecare le privește cum vrea. Aici fiecare este stăpân pe propriile gusturi și sentimente. Ne întoarcem în actualitate. Interesantă declarația lui Mariano Prișan. Tocmai ieri alaltăieri vorbeam despre transparența în politică. E bine, lui Mariano Prișan i-a cășunat pe directivele europene, și anume acelea ca omul politic